Bună și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Nu-mi vine să cred că deja s-a dus o lună din toamna aceasta. Suntem deja la începutul lunii octombrie și ne apropiem ușor, ușor de sezonul rece. Ne apropiem ușor de iarnă. Dar până atunci, haideți să vă arăt parfumurile pe care eu le-am considerat a fi bune de purtat în luna octombrie. Și o să încep cu parfumul acesta de la Oriflame, Blazing Warmth, din gama Swedish Experience. O sticluță drăguță, are 75 de ml și acesta este un parfum, uitați-vă aici pe capac, are notele parfumului în imagine. Este un parfum condimentat, citric. Are și niște note de fum, piele, se simte foarte bine în el, portocala, mărul, are acer de pin, mesteacăn și lemn ambrat. Unele persoane spun că se aseamănă cu Baccarat Rouge, nu știu dacă se aseamănă cu acel parfum pentru că nu l-am testat niciodată. Dar tot ce știu este că îmi place destul de mult acest parfum. Un parfum care atunci, dacă îl porți în sezonul cald, miroase altfel. Are parcă alte note. În sezonul rece este altfel. Vă spun asta pentru că l-am încercat și în sezonul cald, dar eu îl găsesc potrivit mai bine într-un timp mai rece. Este un parfum destul de persistent pe pielea mea, duce foarte bine și abia aștept să-l port. Un al doilea parfum este tot de la Oriflame și este Divine Exclusive. Are un căpăcel foarte drăguț, scrie aici pe el Divine, gulerașul acesta cu pietricele, foarte luxos așa, o să dau deoparte pentru că are un efect de oglindă și se vede trepiedul. Un fructat dulce lemnos, are căpșune, citrice, iasomie, vanilie și paciulie. Și da, se simte foarte bine nota de căpșune, de iasomie. Poate unele fete îl găsesc mai bun de purtat primăvara sau vara, dar eu le-am ales aici. Vreau ca zilele acestea de toamnă să mi le mai îndulcesc câteodată. Nu vreau să port neapărat doar parfumuri foarte, foarte puternice. Următorul este tot de la Oriflame și este un parfum mai rar în catalogul lor. E vorba de acesta, Enigma, un floral lemnos, pudrat și ambrat. Are trandafir, orhidee neagră, iasomie, paciuli, boabe tonka, vanilie și ambră. Atunci când l-am cumpărat, nu mi-a plăcut, nu m-a încântat. O să văd luna octombrie cum mă înțeleg cu el, dar deja pot să spun că mi-e schimb ușor părerea. O să văd și la persistență cum stă, pentru că nu știu să vă spun foarte multe lucruri despre el. Dar l-am văzut un parfum foarte lăudat. Așa că îi voi da și eu credit și voi vedea ce poate să facă. Următorul este un parfum de la Avon. Un parfum lansat chiar luna septembrie. Este o vedetă a Avon-ului și e vorba de Faraway Beyond the Moon. Nu mi-au trimis o sticluță cu ciucuraș. Am luat-o eu de la alta, de la un alt parfum și am atașat-o pentru că mi se pare că e așa ca o amprentă a gamei Faraway și nu înțeleg de ce i-au scos ciucurașul. În fine, asta este un detaliu nesemnificativ. Un parfum, mi se pare că la început sunt foarte greu de descompus, de explicat notele.
Dar pe măsură ce se așează, se simt cireșele. Ei spun că ar avea cireșe sălbatice. Vedeta parfumului ar fi regina nopții și în bază lemn de santal și vanilie, cred. Pentru că vanilia este... O regăsim în toate parfumurile din gama Faraway. Eu zic că cireșele se simt foarte bine, vanilia și ceva floral. Nu știu cum este regina nopții, dar spun cei de la Avon că este considerată o floare mutant și atunci când o rupi, ea își pierde mirosul. Cred că au folosit niște procedee speciale pentru a crea acest parfum. Îmi place. Este un parfum cu personalitate. Și se simte foarte bine vanilia. Nu știu ce să vă mai spun de el, pentru că nu l-am purtat. L-am testat de câteva ori. Persistența este destul de ok. Dar la acest parfum chiar mi-ar plăcea să-mi scrieți în comentarii dacă l-ați luat și ce vă spune vouă acest parfum. Pentru că eu simt dulceața, simt ceva cremos, dulce, floral și cam atât. Dar este un parfum destul de plăcut și bun de avut în colecție. Următorul este tot de la Avon și cred că mai am și de la Oriflame. Este de la Avon, este o apă de toaletă și e vorba de Imarie Eclipse, un lemnos condimentat, dulce și fructat. Are piper roz, pară, bergamot, tuberoză, patchouli și vanilie. Și este o apă de toaletă destul de puternică, spicy, dulce. Se simte și la acesta vanilia și patchouli. Este o apă de toaletă foarte ieftină și interesantă. Următorul este Attraction Intense, un dulce fructat lactonic. Foarte drăguț acest Attraction. Destul de persistent și acesta. Are ghimbir confiat, pară, mosc, nucă de cocos și pralină. Și ce bine se simte nuca de cocos și pralina. Pară foarte frumos. Dacă nu l-ați încercat, de fapt nici nu cred că l-am mai văzut. Nu prea l-am mai văzut pe acesta la Avon. Dar este foarte drăguț. Foarte drăguț. Următorul este tot de la Avon și este Today Classicul. Acesta l-am pus eu și într-o lună de primăvară, parcă, dar cred că l-am purtat odată. Un parfum floral cu frezie, cu tuberoză, floare de portocal, trandafir, dar și multe alte flori, dar mi se pare un parfum greoi, greu de purtat. Și am zis să încerc să-l port și într-o lună mai răcoroasă, să văd dacă va fi altceva. Pentru că mie mi se pare foarte greu de purtat acest parfum. Este un parfum frumos, foarte frumos. Dar, nu știu, are ceva care mă ține departe de el. Și o să încerc luna octombrie să mă împrietenesc cu el. Să văd dacă putem stabili o relație. Pentru că este o emblemă, este o vedetă a Avon-ului. Dacă spui Avon, spui Today. Și dacă spui Today, spui Avon. Un alt parfum
de care mă voi bucura în luna octombrie este Love Potion. La fel și acesta este... Mi s-a întrerupt filmarea și eu vă spuneam de acesta, emblema aceasta a Oriflame-ului, Love Potion, clasicul, sticluța asta care poate părea ciudată, are note de rom, ghimbir, cacao, cafea, vanilie, ciocolată, este un parfum destul de persistent pe pielea mea și este asemănat cu Amor Amor de la Cacharel. Mie îmi place acest parfum. Da, este un parfum mai greu de purtat, în sensul că este puternic. Eu așa îl simt un pic puternic, un pic dur, dar într-o zi mai răcuroasă este perfect. Și se simt notele de cafea, de cacao, de rom. Și dacă vă plac aceste note, eu zic că este un parfum pe care vi-l recomand. Următorul poate fi considerat tot o vedetă a Avon-ului și este un parfum ce s-a lansat anul trecut, tot în luna septembrie, și e vorba de Faraway Splendoria. Un parfum foarte puternic, bubuie la persistență. Poate să reziste, să țină o zi întreagă. Cred că l-ați încercat măcar o dată. Vedeta... Nota vedetă a acestui parfum este udul alb. Mai regăsim în el gardenie, prune și vanilie de bourbon. L-am purtat. La un moment dat l-am lăsat pentru că simțeam la o persoană îl purta foarte... doar pe acesta. Și nu trebuie dat foarte multe pufuri. Într-un spațiu închis trebuie să aveți grijă cu el, pentru că asta mi s-a întâmplat mie. Persoana respectivă îl purta și în spațiu închis și cald fiind și m-a ținut departe de el. L-am ignorat. Bine, a fost și vară, nu pot să-l port nici de cum vara. El este un parfum pentru sezon rece, dar chiar și așa, aveți grijă cu el. Dar este un parfum superb, superb. Și cu siguranță luna octombrie voi abuza de el. Următorul este un parfum micuț, este de la Rive și e vorba de Touch of Oman. Are 30 de mililitri acesta și se spune că ar fi o replică a lui Black Opium. Deși nu se regăsește printre note cafea, dar așa este considerat. Este destul de drăguț, spune că ar avea piersică, bergamot, flori albe, vanilie și lemn de santal. Și este un dulce plăcut. Destul de persistent, iar prețul spune totul. Nici nu prea... poți avea mari pretenții de la el, deși este un parfum bun, stă foarte bine și cu asemănarea cu Black Opium și cu persistența. Și ultimul de pe această listă a lunii octombrie este Volare. Volare clasicul, apa de parfum, acest trandafir drăguț, pe care atunci când l-am cumpărat, l-am privit cu suspiciune, dar pulverizându-l acum în timpul acesta mai răcoros, cred că poate să-mi îndulcească cumva luna octombrie și cred că îl voi purta cu succes. Este un dulce floral, are pară, trandafir, gardenie, bujor, pralină și o notă de pielărie. Este un pic greu, dar plăcut. Unele persoane îl spun că ar fi potrivit pentru sezonul de primăvară, dar eu îl voi încerca și acum, în sezonul acesta, al toamnei, și o să văd ce...
cum se simte cu pielea mea, cum îl simt eu. Persistența lui este destul de bună.